Numeroase administrații publice locale din țară, în special cele din zonele rurale, au depus proiecte privind rețelele de apă, canalizare și drumuri pe Planul Național de Investiții Anghel Saligny și așteaptă aprobarea acestora. Așa au făcut și cei din localitatea hunedoreană Peștișul Mic, care, în plus, își doresc să introducă în comună și rețeaua de alimentare cu gaz metan. În ceea ce privește proiectele care le-am depus pe Programul Național de Investiții Anghel Saligny, aici putem discuta de apă, canalizare și rețeaua de drumuri. Așteptăm să apară și normele de aplicare pentru alimentarea cu gaz. Sperăm să apară în timpul cel mai scurt și să putem depune proiectul și pe alimentarea cu gaz. Pe Anghel Saligny, proiectele le-am depus pe infrastructură mare și aici așteptăm să vedem în momentul în care vom semna contractele de finanțare. Atunci cred că putem să discutăm mai multe și mai în detaliu despre aceste proiecte. De altfel, introducerea gazului metan este o dorință ceva mai veche a administrației din Peștișul Mic, o primă tentativă pe alt tip de finanțare fiind eșuată din cauza numărului extrem de mic de proiecte aprobate la nivel național, acesta fiind de doar 33. Noi am depus și pe POIM proiectul la gaz. Din păcate, au fost finanțate doar 33 de proiecte la nivel național. Da? Și noi nu ne aflăm printre cele 33 de proiecte. Aștept acum să vedem să putem depune gazul și pe Programul Național de Investiții. Daniel Dobruțchi, primarul din Peștișul Mic, dă asigurări concetățenilor săi că se dorește dezvoltarea întregii comune și nu doar a anumitei zone, dar și că administrația publică locală nu va rata nicio oportunitate de finanțare pentru modernizarea acestei pitorești așezări rurale din județul Hunedoara. Deci noi ne dorim o dezvoltare a tuturor satelor, nu doar a unui sat anume sau a anumitei zone. Tot ceea ce va ține de primărie în vederea demersurilor pentru orice tip de proiect sau orice sursă de finanțare care va fi posibilă în următorii ani, credeți-mă că nu vom rata. Comuna Peștișul Mic, cu o populație de circa 1200 de locuitori, are în componență 9 sate, unele dintre ele la o distanță apreciabilă de așezarea de reședință și are o suprafață mare de peste 52 de kilometri pătrați.